Bună dimineața! Zgomotul permanent al unui oraș mare înseamnă traumă sonoră. O amplificăm dacă purtăm căști mare parte din timp. Cum ne dăm seama că urechea suferă? Auziți, dar nu mai înțelegeți bine o conversație. Traficul produce traume sonore repetate. Traumele distrug așa numita frecvență de conversație. Avem traumele sonore, poluarea fonică din marile orașe, mai ales dacă nu dăm timp suficient urechii să se odihnească după o traumă de genul ăsta. Iar vârsta a început să scadă. La poluarea fonică determinată de oraș se adaugă autopoluarea fonică, căști purtate quasi permanent. Căștile nu distrug imediat nervul auditiv, ci senzori din acesta. Poartă căști permanent, muzica în căști are un nivel sonor foarte important, sunt foarte mulți decibeli. Știu că există niște aplicații pe telefoane care pot să măsoare numărul de decibeli și au chiar și un mod de avertizare a utilizatorului că au ajuns la un număr suficient de decibeli pe o perioadă suficientă de timp încât ar fi cazul să mai scoată căștile. Se distrug senzorii din urechea internă, din nervul auditiv. Este un proces lent, dar care prin repetitivitate se lasă cu distrugeri ireversibile. Industria grea producea înainte traume sonore. Acum însă putem să avem aceleași traume sonore din cauza concertelor, ascultatul muzicii la căști la volum mare. Nervul auditiv, odată distrus, nu mai poate fi tratat. Pacientul de obicei se sesizează când încep să fie afectate frecvențele de conversație, pentru că își dă seama că nu mai aude foarte bine la televizor, mărește nivelul sonor la telefon și într-o conversație începe să nu mai audă. E vorba de ceea ce înțelegem din ce ni se adresează. Și mulți pacienți aud un zgomot sau un sunet, dar nu reușesc să înțeleagă. Când nu mai înțelegeți conversația, nervul auditiv are deja nevoie de un aparat auditiv ca să vă ajutați, de fapt, creierul să înțeleagă. Vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere!